Mai există, am mai întâlnit termenul muezin la cei? Muezinul este cel, dar noi nu avem în această organigramă, muezinul este cel care exercită chemarea la rugăciune. De exemplu, primul muezin al religiei islamice a fost Bilal Habeşi. Da. Avea voce bună. Allah să fie mulțumit de el. Exact aici vreau să ajung. De obicei, muezinii sunt... De fapt, se caută ca muezinii să aibă o voce foarte bună, pentru că ei, la rândul lor, când citesc chemarea la rugăciune, este foarte important să aibă această voce, care este un dar al lui Dumnezeu. Să ai o voce bună este un dar cu care te naști, o înzestrare de al bunului Dumnezeu. Am văzut în multe seriale, și turcești din perioada islamică, de câte ori pronunțau numele lui Mahomet, și este o formulă pe care o spui imediat? Da, când spui profetului Mahomet, trebuie să spui pacea și automat ești obligat? Automat. Pacea și sunteți obligat? Da, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra și lui. Și la un interviu? Adică, sallallahu alaihi wa sallam. Și la un interviu? Da, imediat, pacea și binecuvântarea lui fie asupra lui. Sunteți obligat. Am văzut în cărți despre Islam. Haideți să vă spun, nu este o chestiune obligatorie, face parte din tradiție. Deci, ca să distingem foarte bine, un musulman... Când spunem că un musulman este obligat să spună, trebuie să avem la bază exact ce vă spuneam, Coranul. Tot ceea ce spune Coranul, ești obligat să-l faci. Da? Tot ceea ce spune Coranul, ca musulman, trebuie să-l ești obligat să-l faci. Cuvântul obligat îl folosim doar când avem argumente din Coran. Coran. Doar din Coran. Dar când pe partea cealaltă este o tradiție, este o chestiune de a face bine, pentru că e profetul nostru, îl acceptăm ca și profet, credem că este credem că este profetul nostru și este ca o chestiune de laudă, de mulțumire, pace, doar îi spunem pacea și binecuvântarea lui. De fiecare dată când am văzut, da. Se și băteau cu pumnul la inimă. Sunt anumite gesturi care sunt mai spre extremă, din păcate. Am înțeles, dar nu e obligator. Încă o dată, credința, eu cum văd credința? Credința, felul cum te manifesti, te-ai manifesta în societate, felul cum te împorți, felul cum practici religia, după părerea mea, este în sufletul fiecăruia dintre noi. Nu ar trebui să, domne, să ies în evidență, eu sunt un bun credincios, eu trebuie să mă manifest într-un alt fel, eu trebuie să mă comport într-un alt fel, eu trebuie să mă rog într-un alt fel. În conform credinței noastre, între noi, între mine ca și credincios musulman și bunul Allah, nu intervine absolut nimeni. Nici muftiul, nici imamul, noi doar ne rugăm către bunul Allah. Nici profetul nu intervine, ca să știți. Deci este o chestiune directă, o legătură directă, fără intermediari. Fără a interveni. Eu am citit o carte în engleză, după Kindle, despre Umar, al doilea calif. Calif, da, Umar. Și nu, era practic imposibil de citit că la fiecare când scria numele Mahomet, era în paranteză. Da, de exemplu, la calif, când spunem despre calif, despre Abu Bakr, despre Umar, despre Osman, spunem Allah fie mulțumit de el. Despre Aisha. La fiecare e o formulă. E o formulă. Aisha cine era? Aisha este soția profetului. Când spunem Allah fie mulțumită de ea. Adică o chestiune de adresare. Cum este la... când spunem domnul sau, cum ați văzut, eminență, excelență. Am înțeles. Înțelegeți dumneavoastră? E o chestiune, dar nu e obligatoriu. E o chestiune de respect. Repet, când spunem obligatoriu, trebuie să vină să avem ca sursă de bază Coranul. Ele fac parte din tradiția, pentru din tradiția profetului. Iar aceste cuvinte de preaslăvire, de preamărire, vin, fac parte din tradiție. Câteodată suntem oameni, putem să uităm. Dar poate să ne scape când spunem numele califului sau când spunem numele profetului. De aceea nu păcătuim. Dar când nu faci ceva obligatoriu conform Coranului, atunci e păcat. Aici ar trebui să distingem. Spuneți-mi, hai să ajungem, cum vă, de ce musulmanii totuna cu islamic și... Adeptul religiei islamice este musulman. Religia este religia islamică. Aha, deci da. Deci nu putem vorbi de o religie musulmană. Nu, religia este religia islamică. Da. Adeptul acestei religii este musulman. Musulmanul este cel care practică principiile religia islamică, islamului. Am înțeles, da. Ați înțeles? Aici, din păcate... Dar se formează și mahomedan. Da, repet... Mahomet este un fel de îndrumător al acestei religii. Este cel care a primit... Dar de regulă musulman, e bine să spun.
adeptul religiei este musulman, religie islamică, eu sunt musulman. Nu, musulmani în România. Bun, ajungem, musulmani în România. Da, musulmani în România. Ce categorii sunt? Nu să răspundeți de toți. De întreaga comunitate musulmană. Din punct prima de întrebare. Vă rog. Ca să răspundeți de ei, trebuie să vină să vă recunoască? Poate e unul musulman și nu vrea să vă recunoască. Da, e posibil? E democrație. E posibil? E firos. Da, e posibil. Sunt credincioși care se roagă, care sunt musulmani și care nu mă recunosc numai ca persoană, dar e vorba și nici de instituție, de instituția muftiatului, care este o instituție care ar trebui și... Dar la moschee se duc. Da, la moschee se duc, se duc și se roagă. Deci sunt unii care nu recunosc această instituție. Sunt unii... Ea este instituție tradițională sau este modernă? Nu, este o instituție tradițională. Este de când s-a format statul român modern. Este... În român, nu, dar în alte state... Au fost și în toate statele. În toate statele sunt muftiate, nu numai în Turcia, și în țările islamice sunt muftiate, sunt muftii. În limba arabă se numește Darul Ifta, este cum ar veni locul unde se dau verdicte, fetua de aici. Da. Vedeți, noastră, dar trăim într-o țară democratică, pentru asta ne-am luptat, nu în 90 sau strămoșii noștri, bine, eu eram copil atunci în 90, pentru acest ideal s-au jertfit, pentru a promova valorile democrației și în țara noastră. E firesc să nu ne acceptăm. Deci suntem în România musulmani. Deci, să vă cum îi recunoașteți că vă recunosc nu, muftiat? În primul rând, cum este comunitatea musulmană din România? Cam cât sunt cu toți? Conform ultimului recens, suntem undeva 58.000. Da. Puțin peste 58.000. Povestiți-ne ceva. Cine sunt musulmane din România? Sunt? În primul rând sunt musulmani, dar nu vreau să se creeze o stare de neînțelegere. Categoriile. Sunt musulmani care sunt pe aceste meleaguri, care trăiesc pe aceste meleaguri în 1260. Încă de mai bine de 9 secole. Spuneți-ne ceva pentru istorie, apropo de istorie. De când sunt ei? Primul musulman care a venit a fost pe timpul selciucizilor, deci înainte de Imperiul Otoman, a fost Sarus Altuk, călugărul Sarus Altuk, al cărui monument, al cărui mormânt se află în Babadag, județul Tulcea, în orașul Babadag, unde se poate vizita. Este de la 1264. Cu mult înainte de Osman, înainte chiar de Muntemeirea. Pe perioada, v-am spus, în timpul imperiului selciucizilor. Da, el a venit din Horasan, a fost un călugăr, a fost pregătit, format la Horasan, la școala din Horasan, o școală foarte puternică din punct de vedere teologic, foarte importantă din punct de vedere teologic în acea perioadă. Cuprindea o parte din Iran și o parte din Afganistan. Exact. Ce frumos era Afganistanul. Da. Și după aceea au venit la noi și au răspândit acea parte de toleranță a islamului, de respect față... Au fost un fel, iertați-mă, cum a venit apostolii sau au fost numiți, puși aici de bizantini? Au fost trimiși, nu au fost ca și apostolii, nu putem să-i comparăm ca trimiși apostolii. Trimiși de bizantini sau de... A fost o înțelegere între selciugiți și bizantini în perioada respectivă. Aveau și misiune militară. Da, aveau și o misiune militară. El a venit cu câțiva pe lângă el, s-a răsaltat fiind un călugăr, a venit cu 70 de persoane în zona Dobrogei, v-am spus, actualmente în orașul Babadag, în partea de nord a Dobrogei, și s-au așezat pe aceste meleaguri. De aceea, de acolo am plecat, de la comunitatea musulmană istorică. Noi suntem pe aceste meleaguri încă de pe acele vremuri. Încă din 1262, s-a de, de aceea spunem, existența islamului în România nu este... din perioada comunistă sau interbelică. Este mult mai veche, este chiar înainte de venirea otomanilor, de cucerirea Dobrogei. Și apoi au cucerit otomanii Dobrogea. Dobrogea, țara românească. Și noastră tătare, cum ați ajuns? Noi am venit după... sunt mai multe date. De exemplu, eu am studiat despre rudele mele, au venit în țara noastră când a fost răscoala în Rusia, în 1683-84. Da. Dar sunteți tătar. Eu sunt tătar crimean. Din Crimea, știu că era de treabă. Da. Ei care erau așezați, l-au ajutat pe Ștefan cel Mare, știu. Noi suntem tătari crimeni, comunitatea... Și de acolo, dumneavoastră ați plecat
Da, strămoșii da, din diferite răscoale. Din răscoale... Cine v-au aruncat? Rușii? Mă rog, nu. Da, aia, rușile da, pe vreme. Da, din păcate, ca și comunitate, am avut parte numai de asemenea lucruri. Am avut și acel genocid din 18 mai 44. Strămoșii noastre sunt de pe când? V-am spus, ca și familie, 1684. De atunci? De atunci sunt... Ați venit de acolo. Am venit din Crimea. Mai aveți pe acolo rude? Nu. Nu mai. Ați mai fost în Crimea? Am fost înainte de 2014, bineînțeles. Am fost de 2-3 ori. Noi, periodic, ca și comunitate, ca și Uniunea a tătărilor, Uniunea Democrată a tătărilor turco-musulmani din România, pentru a comemora surghiunul, acea... știți foarte bine, acea evacuare forțată, mergeam în Crimea. Din 44. Da, din 44, da, lui Stalin mergeam și ne rugam... Deci atunci a fost un moment cât a fost, când v-au pedepsit. Da, ne-au pus în vagoane și ne-au trimis în Siberia, în Uzbekistan. Și unii dintre, unii au venit și aici. Nu, noi am venit înainte de Surgiu. Am înțeles, deci, deci există acești musulmani care sunt fie tătari, fie turci și de pe vremuri. De pe vremuri. Și mai sunt și o mică comunitate, foarte mică, de albanești musulmani. Da. Albanești musulmani. Bun. Ei sunt mai aproape de Imperiul Otoman.